Hei, ce faceți, oameni dragi? Bine v-am privit astăzi la un nou episod din Devil in Me și ultima oară când ne-am întâlnit noi, nu știu ce s-a mai întâmplat, dar au murit câțiva oamenii. Și acum suntem cu Kate și cred că ne vom Shit! apropia de finalul jocului în acest episod, cred. Acum nu sunt sigur. Mamă, și ce avem aici? Sânge! Avem sânge, sangre! Sangrea tot de... Oh, se poartă! Oh, nu m-am și speriat! Mamă, dai mod de a Thank apărea, God. mâncați-și. Ia, o luase camera roșie, mă. How is this? Pleased to see you too, Kate. Să-ți mă Glad duc. you're alive. Listen, I found out some new information. What? That guy on the ferry? That was not Dumet. That was Joseph Morello. He's a true crime writer. I found one of his books. How's he wrapped up in this? I don't know. Have you seen Mark? No. I've seen Dumet, though. He's creeping around. Da, deci Dumet e ăla care ne făcea nouă capcanele, frate, care ne făcea nouă zile fripte. Stai, stai, stai. Oh my god! Du-te, mama, stai că auzi că nu s-a închis ușa, stai puțin că s-a prins ăsta. Fugi! Fugi, mă, intră! Ce mai stai, mamă, stă să se uite! Eu rupeam fuga, ușor, ușor, ușor. Jesus. Cu aia, să dita mai asta e laboratorul lui Dexter, ești nebun? Video feeds, recording decks, a mixer big enough for countless mics. He's watching everything. It's more than that. He's got utilities running through here, hydraulics, electrics, everything. He can control the whole building from here. How far down does it go? This all connects. Marș. How he's getting around the house. Și acum dacă l-am închide aici, de exemplu, pui din afară, ce s-ar întâmpla? Adică presupun că am putea face treaba asta, nu? Charlie would say this guy is a fractured psyche. That he's wearing a mask to put what he's doing on a different personality. That's probably just his theory because he can't reconcile a human doing this stuff. Ia, dacă se vede bine, sunt așa. Take a look at this. Da, sper să mă vedeți ok. Acum știu că e la mine întunecat încă aici, în cameră, dar nu am ce să fac. Am pus asta lumina mai pe un suport ăsta improvizat ca să puteți să vedeți ceva. It was a setup? There was no groundskeeper. But we saw a guy in a yellow jacket with her stuff. I guess that was Mr. Demet. Mama, I think it's a mistake to say he's just crazy. Jocul ăsta, merge, zici că e făcut din pulă. Mă enervează. Am stuttering, lag, de toate. Over here. Ah, de ce trebuie să mergem noi sus? Dar investigate the control room. It's all his little tricks of moving walls and crap. Nothing in this shit box is real. He controls everything from here. It's a murder factory. Și dacă de exemplu am rupe toate astea, ce s-a întâmplat? All right. What's your plan? Aha. Okay, Vânătorul look. Devine vânat. He's in here, right? So we get him to go down this hall and we trap him between these two moving walls. Oh yeah. There's no other way out of this. He's stuck. Okay. But how do you make sure he goes down that hall to begin with? Da, adevărat. One of us is going to have to be bait. Na, nu no, eu. No way. It's too risky, Jamie. So is letting him run free. I'd say that's more dangerous. Da, într-un fel de toate. There's no second chances here. It's my plan. I'll be the bait. If you're sure, just if it looks like it's going south, get the hell out of there. No argument here. Dar vezi că nu spune asta Kate, lasă că mă ofer eu, știi? You could use that as a weapon if need be. Da. I'm gonna hang on to it. I'm more likely to need it. Da. Dacă nu-i patic, stăm aici, n-a ce se întâmplă rău. Știi? Bănuiesc, adică ea e mai în pericol. That's enough of a moment. Dar vezi că Kid a zis, bă, frate, lasă cum mă ofer eu. Nu, no, a zis, ia, sunt aici, sigur, să nu mai, gata, a zis, tu, mă bag. Third floor must be a work in progress. Deci nu-i patic acum,
Îl vânăm și trebuie să-l capturăm pe ăsta, pe Dumet. Oh, shit. Mamă, și să vezi... Here goes nothing. Le-a deterit. Eu mă apel copil de mel. Eu mă apel copil de mel. Eu mă duc la mol așa. Eu mă apel copil de mel. Eu mă duc la mol așa. Ce mă sunt crizate și nu mă simt bine. Yeah, find Dumet. Dumet, I come to daddy. Am văzut că apărut Witcher 3 în next gen, dar pot să zic că ați dezamăgit un pic de performanță, adică m-aș fi să meargă mai bine, cel puțin pe DirectX 11. Pe DirectX 12, oameni dragi. Keep to the right. Ok, e o altă poveste, adică am stuttering, deci nu încerca să luați jocul în DirectX 12, ci în DirectX 11. Bine, și acolo mai e stuttering, out of reason, out of nowhere, out of mucincei. E bun. Aaaa, trebuie să mă duc, bă, știam eu că e ceva aici, e ceva dubios. Aaaa, mă, trebuie să fac și cu mâna. Aoleu, ai m-a futut mort. Cu aia m-a speriat adevărat. Cu aia m-a speriat de tipul de reflexie aici, tâmpit. Mamă, dar se construiește, văd. Are spațiul ăla al dracu. Ia, cine băia, mă, mă, fie să inspect. Aaa, deci pe acolo așa... Ulu... Mama, peste puțin de... Păi, dacă își dă seama că noi suntem aici, de ce se întâmplă? Oh, shit... Bă, și să știați că mine să mă cac? Dar rău! Dar rău vine! Hai că n-a fost aici 5 secunde și cred că a luat-o undeva pe aici, cred. Că parcă așa țin eu, așa l-am văzut. Acum poate o să fie o iluzie optică, na. Oh my god! Oh my god! Na. Distrus-ul. Fugi. Hai, trebuie să țin apăsat. Haie! Bluff. Shit. Run. Mamă, cu aia vine să... Hai! Close it! Fucking close it! No, no, not yet! A, nu! Mamă, ce prost să mă bată bunica. Mamă, sunt prost cu aia, ștâmpi, sunt prost rău. Da! Sunt prost cu aia. Sunt prost rău. Să mă bată tot îngerii cu harpele lor. Mamă, sunt prost. Ce să mai cer cu aia, că sunt prost rău? Hai mă, că e ala. Coaie, sunt prost. Mamă, sunt prost, coaie. Știi că ea a mai rămas decât asta și cu el în viață, atât a mai rămas. Mamă, dar din prima n-ai cum să reție, că te stuiți așa la unul altul, știi? Oh, shit. Na. Da. Da. Vine boierul. Na. Mamă, ce boss sunt. Bă, dar sunt boss, să mă bat ha... Băi, sunt prea prost cu aia. Eu nu știu de ce v-ați apurat la mine, pe cuvântul meu de onoare. Get away from me. Get away! Wow, mamos. What an excuse.
excruciating way to go. Nu mai spune, frate, nu mai spune, lasă că sunt prost. Kate and Jamie just weren't on the same page. Mamă, sunt prost, sunt făcut din sunt. Deep down, Kate will always know she played a part in Jamie's death. It's not the first time she's let down a friend of hers like that. It's a catchy tune, isn't it? Erin's Don't Be Scared song. Sadly, it didn't work. Charlie, he managed to escape the furnace, only to fall straight into Jumet's grasp. Nu mai, deci nici, nu cam să joc special. The hint I gave you earlier help. Nu. Perhaps you'd like another. Dacă e la fel de greu, da, ce să zic, frate, ești tâmpit. Let's see if Sir Arthur can help us. This is from The Man with the Twisted Lip. Yeah. Have you read it? You should. A trusty comrade is always of use, and a chronicler still more so. I think that last bit might refer to me. You should get back. I hope these chats are helpful. I certainly wouldn't want them to be intimidating. I'll be watching your progress, as always, watching very closely. Da, cred că prea aproape te urmărești, mamă, coaie, mamă, sunt prost rău. Bun, dar oricum o să mă iau jocul ăsta de la început. Să încerc să mă am decizii bune, să salvez câteva vieți, știi? Mamă, coaie. Nu, că asta unde a fugit tipul? Bă, dar știi că îmi plac de jocul ăsta cu decizii, frate, pentru că e într-un fel unic să te uiți la fiecare walkthrough, știi? Pentru că vezi, gen, la un YouTuber, vezi de care au decizia aia, la mine vedeți că am ales mai prost ending, adică oricum. Știi, ai că aici să vezi, știi, și practic oarecum e la fel ca... Nu știu ce să zic, la care ai YouTuber, adică nu e joc gen ăsta oarecare, bă, nu. Spune fratele Dragoș după un pahar de apă. Na. Dacă și ăsta, dacă reuși... Așa, dacă reușești și asta să moară din cauza mea... Mi-e frică, bă, coaie, am păr la pulă. Mi-e frică, stai să vezi cu că-ți poate acum, geam. Așa, bravo. Nu! Ai încă o șansă. Din greșeală m-am apăsat pe bune. Hai că sunt prost. Ah, clasic. Outlast. Mamă, iarăși am... Bă, mi s-a sculat pula de dimineață, frate. Rudă tot. Dar rău, ce când aveam carasul. Mi-e frică, coaie. Nu mai bine mă jucam eu acum, Spider-Man. Hai că poți. Ba, am făcut ce trebuie acum, dacă e să mor, asta e. Ba, dar măcar știu că am făcut ce trebuie, adică n-am... Oh, shit. Marș. Oh my god, lasă-te în vine cu coana, lasă-te în vine. Oh, mamă, câte sunt? A, câte e atâta, a? Mamă, e deja, mi-o dă cu percuție, ești nebun. Să ceapă percuția. Mă, vă întâmplă în mâna, mă jur.
Bă, nu mai văd ochii, deci nu mai văd cu ochii mei. Bă, cu alți ochi. Iar îmi dă ce dracu e spectacol, e concurs de cine dă creditatea mai bine. Wow. Marș. Bă, tremură mâna pe bune. Nu te uita, nu te uita, futu-s morții tăi, stai. Că e acolo. Stai, hai să stăm. Că pot o să zică că am plecat. Că n-avem unde să fugim. Amă, că nu e nimeni, frate, e nebun, e doar ploaie. Na, ce neba era să fac, frate, acum, am dat. Fugi, ridică-te. Mamă, de din greșeală m-am apăsat. Mă, frate, din greșeală m-am apăsat. Dar n-am, din cauza controlerului, ești nebun. Nu, dar mă enervează controlul ăsta, când joci locul din prima, n-ai cum să știi. Mamă, dar mai joc, mă jur, mă, cred că mai joc. Ha? Da, n-am murit. Ma, ce prost sunt să-mi bat pula. Bă, dar sunt curios dacă există gen vreun save game la jocul ăsta, frate. Adică să te lase gen, nu știu, să nu mă joc chiar de la început. Aha, uite că a scăpat, dar e totuși că n-am, mamă. Na, hai că acum e chitat, că așa cum o pierdem. Am făcut și scrinșel pentru thumbnail-uri, că thumbnail-urile sunt forța. Mamă, ce emoții am. Hai să-mi ridic mâneca. Și să fim atenți la povestea jocului, băiți. Marș, frate. Ha, concursul de respirație, gură la gură. Eu aș lua locul întâi pentru tot ceva, adevărat, sunt priceput în ale meseriei. Aolea, stați mai, am încercat că tu găfui ca un porc la tăiere. Am fost plecat pe undeva și acum spune escape from the escape the maze. Exact ce-mi trebuia mie fix acum după ce am mers un kilometru, să mai scap și de un maze. Only way out is through. Păi și nu putea să pună un picior acolo, să meargă așa, să meargă pară, eu așa făceam. Da, dar stai puțin că mai și ăsta e dumet aici. Mai râde și noi mai alea. Mai murim și noi mai alea. Aia zic, ia. Da, că și înțeleg ce spune aici, ești nebun, că și înțeleg. Da, corect, once. Că și înțeleg, ești nebun. Acum o să treacă prin fața mea, cum par eu. Futu-ți, ma... Mamă, era sigur cu fatic o să facă ceva. Iar așa de asta, frate. Păi să știi că și felul că vorbesc eu peste joc cum a venit, e tot, așa face și PewDiePie, așa m-au auzit eu într-un podcast cu Bobo Spider.
Știi, da, așa făcut, adică practic el avea un gameplay și nu avea nicio legătură cu metal și nu avea nicio legătură cu jocul propriu zis. Știi? This is gross. This is gross, bă, dar cum evadezi aici cu aia, că n-am chestii să mă uit pe... Na, olo. Păi și cum credeți că jocul ne uităm noi frumos pe harta, vizualizăm harta, ne uităm așa frumos și spunem, bă, uite, pe așa trebuie noi să ieșim. Coaie, pe bune, suntem ro... Bă, nu s-a gândit că suntem și noi români? Bă, suntem proști, coaie, suntem... Trebuie să fie jocul ăsta și pentru proști făcut. Nu ne mai uităm. Mă enervează ce că Escape from the Maze, bă, dar ce ușor ai de zis. Escape from the Maze, că și developerul acesta s-a gândit. O să le facem noi zile efecte la buie, știa. Oh. Bănesc că... Ok. Uite, vezi că au luat-o fără să vreau, deci... Deci power... Power up the control box. Și acum, noi trebuie să căutăm... Și cred că dar trebuie să folosim asta, firele astea, ca să găsim acel power-up. Bănesc că asta este cheia, că altfel nu știu cum ne mai putea să găsești. Îmi aduce aminte, ești nebun jocul, că trebuie să apăs pe W să mă deplasezi, ai nu mai spune. Bă, ce faci asta pe deșteptul? Mai bine mi-a spune unde n-ai băie la powerbox-ul, ca să nu mai pierd atât timp, zic. A, aici e. Mm. 4, nu? A, mă, frate, pe... A, mă, really, frate, te să pune tot de fiecare dată. Dar gândi pozitiv, frate, ești nebun, nu, gândi pozitiv, hai. Trebuie să mai șeapă să mă acum. Stai să vezi că pune cineva mâna pe noi acum. Ah. Bun, investigate the control box. Păi și contează pe ce buton ne apăs? Să nu spui că și aici e un fel de puzzle. Na. Ok. Și pot să mă... A, uite că putea să fac și de ce nu trebuie să mă duc înapoi. Ha, mă. Climb. Ala-i. Mai că am mers totuși destul de repede puzzle-ul ăsta, n-am mers așa de greu cum vă așteptat apoi. Și dacă eu sunt aici, înseamnă că tipul la Dumet nu mai e aici, nu? Dar n-am ce să fac frate cu face, mă, așa se vede acum, na, e întuneric, n-am, asta e. Sursa, singura sursă de lumină este la antena de la telefon, așa că mulțumiți-vă cum aveți și pe aia. Și că n-am fost destul de țărac cum a fost în episodul trecut, dar n-am pus facecam deloc. Așa că mulțumim să fiți recunoscător creatorului de conținut, bă, plebilor, mă. Măi, bă, ești ea. Că acum opresc că pe cam ești nebun, acum mă enervezi și zic că mă enervează lumina la ochi. Și închid web cam și nu vreți treaba asta. Dacă e mișto să comentezi jocurile, să zici despre jocul fără să comentezi despre joc, băi, hai că ați înțeles. Nu pot să zic că e nasol, dar știi că care e faza, de exemplu, în momentul când jocul nu prea oferă ceva... Disgusting. Ceva nou sau nu știu, dacă mi se pare destul de boring o anumită chestie, automat mai intervine cu anumite chestii ca să țin oarecum, știi, acel ceva, știi, să, totul să nu fie chiar mult, tot să fie discutat doar despre jocul, nu știu, poate vezi să știți care este povestea mea despre nu știu ce. A, și mi-a dat cineva un comentariu, frate, a, da, și mi-a întrebat cineva, frate, ce păream despre, domnul Reza m-a întrebat, ce păream despre fetele care rămân însărcinate, frate, la 14 ani. Mă, frate, eu zic că la 14 ani nu a trebuit să ai copil din moment ce tu ești un copil, știi? Pentru că tu, în primul rând, n-ai experiență, înțelegi? N-ai experiență și sunt foarte multe lucruri pe care trebuie să le știi despre un copil. Un copil nu este, cum se cheamă, ca o păpușă de care o să muști tu din punctul A în punctul B, pregătit din punct de vedere mental. Trebuie să simți, frate, că nu știu cum să zic când trebuie să faci un copil, că nu e o vârstă, știi? De obicei a trebuit să faci, eu știu, pe la vreo 30 de ani. Pentru că atunci acumulezi experiență de viață, știi cum e viața, știi cum funcționează lucrurile, știi cam ce ar trebui să ai bun copil, știi? Dacă tu îl faci la 14 ani, tu nu prea știi, tu zici că mamă ce mișto, am un copil, am un bebe, nu știu, dar necesită foarte mult timp, atenție și bani, în primul rând, adică nu e ușor.
Știi, faptul că dacă, de exemplu, stai cu părinții, ar trebui, frate, ca să ai cum vorbire cu copilul tău în care să spui, mă, frate, uite, nu e bine să ai un copil pentru că nu ești destul de matură, înțelegi? Și în momentul când te simți tu pregătită din punct de vedere mental și financiar normal, atunci poți să ai. Mamă, mamă, dă-te în pula mea asta că ăștia sunt stătă și oricare din ăștia sunt adevărați, frate. Și eu cred că ăsta e adevărat. Mă sperea, eram sigur, bă. Eram sigur. Eram sigur, deștept în orice caz a fost. N-am avut ce să fac. Na. Dar putea să o moară, n-am putut de ce n-am mortă. Brickade. Hai să punem gen să ne încurcă să nu mai vine așa. Mai bine. Câștigăm timp. Na. What the fuck was that? Na. Na, că n-a fost bine unde m-a dus. Na, de unde era să știu? Come on. Please don't do this. Aha. Ha, mă, rupe-te, mă. Na, de unde n-ai băiera să știu eu, frate, că acolo era ceva, că de unde era să știu? Ac, pe bune. Nu e ca și când am avut ceva de quick time event și n-am fost după fază, de unde era să știu? Bă, dar cum sunt făcute, bă, dar s-a întâmplat, frate, să-i se bulească lui ceva, frate, nu, mă, el e șmecher, ești nebun, lui nu se întâmplă nimic, el e vină, nu, toate... Na, și am rămas asta, cred că aia, bă, stai seama cu aia că am murit, era tăi mai prăpastia cu aia, ce să mai faci? Faptul că n-am comentarii, frate, știi, și toată n-am văzut să mă plâng de chestia asta. Dar totuși, frate... Spun pentru că eu cred că consider că merg mai mult, știi? Și e treaba asta pe mine să mă supăr, știi? Oh, shit! Ma, era pe cât poate să moară și ăsta acum, dacă nu eram atent. Știi? Adică, nu știu... Posez un joc care chiar îmi place și care chiar am fost atent și care chiar pot să zic că am trăit cu el și n-am vizualizări. Poți GTA 4 care știu că mă place și astăzi 600 de vizualizări, după aia strâng 60. Bă, nu știu ce neba să fie, că nu știu, e ceva cu mine, nu vă mai place mic la mea. Nu știu, știi, adică încerc să fie bine, încerc să postez constant, știi? Am, de exemplu, momente în care evit treaba asta sau le adâncesc în suflet, ca să zic așa. Și la un moment dat, frate, am momente când efectiv îmi vine să-mi bag pula și să zic tot ce gândesc. Știi, adică... Eu față de voi nu m-am ascuns cu nimic, adică pot să zic că oricât de n-ar fi fost situația tot timpul, am fost true cu voi, știi? Și chiar nu v-am mințit. Și de asta am evitat, știi, și treaba asta cu giveaway-uri, cu concursuri, cu mai știu ce, știi? Ca tocmai să păstrez o amiciție între noi, știi? Nu știu, da, bine, eu cred că știi care e fraza la mine cu de ce nu am așa de multe vizualizări. Greșeala mea, fapt, a fost că am luat acea pauză, frate, și când am zis. Și probabil că lumea urmă pește notificări. Da, bine, asta da, cu postatul s-a anunț că postez, da, să știi că ar fi o idee bună, știi că măcar îi anunț. Îi anunț cu ce puțin cu o zi înainte, vedeți că mâine postez clipul cu jocul ăsta și s-ar putea ca lumea de acolo să știe, bă, vezi că stau să posteze clipul. Am o șansă, poate, să vină mai mulți oameni, știi, cam asta e faza. Nu că neapărat o să crească mie acum vizualizările. Dar măcar e o șansă acolo, cât de mică, dar e. Ha, mă, frate, că te ții așa până mergi. Asta mi-a și pe stat de ești stâmpit. Vineri seara după ce beau la cârșmă. Dar nu-și de țiri de proști sunt aia. Da, pe nu că știi care fața, așa zic de fiecare clip de-al meu, frate, că e mișto, știi? Și în momentul când e pui tu sau nu știu ce, YouTube o să spună, bă, vezi că nu ai făcut bine, știi? Sau, de exemplu, să fac alte clipuri. Bă, alte clipuri nu știu ce le-am să fac, adică nu mă regăsesc. Și dacă de exemplu ar face un comentariu, tot nu m-aș regăsi. Mamă, bă, nu, și de ce? Pentru că toate locurile sunt... Nu, frate, pentru că toate locurile sunt arată la fel.
ești tâmpit. De asta le confuzi. Dar nici jocul ăsta, ce-mi place mie, că nu spune, știi, parcă își bate joc și de mine, știi? A, te duci înapoi, ha, ha, ha. Ce amuzant suntem, he, he, he. Stai-te prost înapoi din avid, ha, ha, he, he. Lasă arăt să mă lasă, că e amuzant. Da. Nu, te tu! A? E bine? A, poate ce am făcut nu e bine, frate, nu, că mor pe ceva, dar nu știu pe ce mor. Mă rog, ideea că am scăpat, ia. Da. Nu, asta trebuie să gândim pe mine acum. Jesus, why did I look down? Na, mișto. Dacă nu-i dumete câinele ăsta. Na, păi și acum ce faci? Asta să vezi că apare de acolo câinele. Mamă, ce mișto e asta. Și asta ce aici parcă e. Nu, bă, dumne, nu că apare pe aici. Adică nu știu ce să zic. Am că nu putea să sară și asta să facă un salt, ce dracu. Nu, dar e nervant, știi, partea asta, nu contează. Cu ce joc o să mă finez? Băi, nu știu, bro. Habar n-am. Ara, trebuie să faceți. De vedeți că chestia asta se află aici, sus. De nu trebuie să vă duceți nicăieri, frate. Release. Bun. Aveți ce ne aștepta la etaj, că presupun că așa ne... Și ne ducem pe geamul ăla, pun parul. Păi nu pot urca pe el, frate, ce de neba. Ah. Aaa, nu la geam, vedeți, aici trebuie să mor eu, vedeți, să înseamnă că am făcut ceva bine. Ia, ce că, how's your head, dă tu vizu... Ai, how's your head? Ce articol. Opa. Hai, bagă-te, frate. Mă, să stai că s-a prins că zici că cineva a venit aici, a pumpăriu. Na, s-a prins. Dar bă, a fost vântul. Shit. See now. Na, aș dă seama, frate. Bebe muțelaru. Bebe... Era sigur. Mă, uai. Tu stai seama că e și ăsta Until Dawn, frate. Ceva gen, știi cum e jocul ăsta din Until Dawn, câte mai știu eu. Mamă, dar mamă, că nu se dă seama asta.
Yeah, escape cu the current. Ah, cum vrei să scap acum? Înainte vrei să mă duc să mă fiu aici, iar acum mă vrei evadat. Must be another way out. Ah, normal. Nu, că pe aici tamana e ceșit ăla. Deci ar trebui oarecum să vedem o altă ieșire. Și în spate acum, pun pariu. Dă-te morții tăi, câte cadavre sunt. Mamă, coaie, Dumnezeule mare. Și cred că undeva pe acolo ar trebui să... A, gata, știu. Știu, gata, m-am prins. Cum trebuie să facem, frate. Deci trebuie să o luăm asta frumos. Să o ducem în partea aia, numai dacă m-ar ajuta puțin și... Asta. Păi nu, că-l pun, nu, îl pun în seara, frate. Că trebuie să fii și voi anunțat să fie calmea, știi? Și nu, îl punem mâine seara, nu știu, pe la cât să pun, pe la 19, cu oricum acum cred că și intrați în vacanță, dar dacă nu cumva și intrat deja, deci... Mamă, cu altul, zi, bă, câte cadavre, câte oameni au murit ăsta? Oh, shit. Nu, nu cred că trebuie să cădem în jos, bro. Nu știu să zic, nu prea... Nu, că nu vreau să mor de 5 ori până acum. Nu mi-a plăcut nivelul ăsta, nașpa, rău a fost. Nu mi-a plăcut. Nu știu, a fost designul făcut prost la el. Cu făcut... Astea, mă duc la Lighthouse. Efectiv, a fost făcut... Deci, fiecare loc unde mă ducem era exact la fel. Adică nu puteți să zic pune, adică, nu știu, era foarte, foarte prost făcut, frate, foarte prost făcut a fost. Știi, adică te, și ca și care fața? Te mai și întoarce, dacă nu erai atent, te întoarce de unde ai venit. Și era și tine, că mi se pare că ți-e mai nervant locul care ți se poate întâmpla. Nu știu, cred că iarăși e quick time event aici, presupun. Ca să iară frică de, era... Așa, mă... Dacă te ajută la Lighthouse, pe de acolo cred că puteți să chemi ajutoare, frate, cred. Dar auzi, asta e Rin, chiar am murit că... Aaa, lol, what? N-a crăpat. Aaa, deci n-a crăpat. Mamă, deci... Aaa, mă înțeles. Deci n-a crăpat asta, bă, ce... Păi, bro, pe mai mult am fost plecat decât să filmezi, ești în prigo, e from Dumet. Dar de ce nevara face crimele astea? Eu asta nu înțeleg. E că, gen... Oh, săracul cu câine. Bă, nu știu ce să zic, frate. Dar ți-ți mă, ce știi ce-o fi făcut? Oh my god. Na. 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 Ba asta ce final ai avea, ce final asta e, ce trebuie să fac. Am făcut o posibil să fie bine, mama are dobor. Și-a dat update băiatul. Dar nu poți să-ți... Dar nu poți să-l muște. Dar nu, pleacă, frate, că e mic, ești nebun. Dar nu știu ce fac așa de parcă mă aude, știi? Aaa, iar și alegeri, frate, tâmpite. Șt! Tu îți dai seama, frate? Deci nu-i patic? Ma, ce urât! Dar...
Săracul de el. Mamă, deci... Mamă... Mamă, mi-o... Coaie, nu... Coaie, nu e ok, frate. Bă, nu e ok ce-am făcut. Dar zis-o m-am stat neva te voi de asta nu ne omoră ăla. După aia iar rămâneam cu sichile că ziceam mai bine făceam treaba asta. Na, ai. A, mă, și cu lasere, frate, pe bune? Bă, dar tipul chiar s-a gândit serios, adică chiar a investit bani în pasiunea lui. Hai că încet din de aia că după 120.000 de ani înainte și asta. Mamă, frate. Mă afirmam puțin și opresc și eu aici și dacă eu fac data viitoare, frate. Oricum, ea s-a alea deja peste 6 ore jocul. Nu știu cât mai am. Și dar... Let's get that light on. A, păi nu, și de ce, frate, gata, m-am prins acum. Deci, practic, ăsta... Vrea să, ca să atragă gen vapoarele, știi? Aspre locul ăsta, știi? Mamă, ce are lumină roșie, chiar mă ajută foarte mult, ești tâmpit, dar măcar e dracu' sus de lumină. Măcar mă ajută cu ceva. Bă, dar cum apare dumet așa, adică, de exemplu, apur și aici apare și acolo, adică tipul chiar se mișcă... Foarte, foarte bine. Și pare și invincibil, frate, mă jur. Mă duc din, nu mai explorez nimic, frate, mă duc direct. Nu știu, frate, nu știu locul ăsta, zis, mă duc. Sus. Sus e bine. Ia o să ia cât spațiu mai am pe ăsta, ești în piste, că eu nu m-am uitat la spațiu. Păi m-am du... A, m-am 205. A, hai că e bine, frate, și am filmat acum... O oră. O oră 57, aproape bine, aproape 2 ore am filmat la asta, ești în plit. Bă, nu știu când mai fi GTA 4, nu știu, frate. Na. Se vezi că e rupt. Aua! Da. Na, fuck you, Duma. Da, mă, că ești, dă seama că e ceva bine aici, bro. Coaie, ce n-ai făcut, frate? The boy who loved. You're a selfish monster. Always have been. Hey. Hey. Who are you?
Mă, dar ce creepy e aia, The Lonely Boy Love Reading Scary Stories, wow. He reads scary stories all day and all night. Mama, dar avea o profesie, zice, ăsta ești nebun, nu-i nici ce joacă Minecraft, alții citesc cărți de groază. He lives with his smart, who is, mother, but she was very strict. Stop reading that book. The boy was sick of being told what to do. It's not fair. Deci poate că este o poveste dintre o mamă care îi dezice copilului ei să mă cească povești de sau de groză. The boy gave him an idea, revenge. The boy sneaked through the house, hehe. S-a batut, s-a securat prin casă. A sărit și a țipat și a speriat pe maică sa. He loved, el iubea poveștile de groză. Deci practic, oare mamă ce handicap o copil. Always right for your favorite page. Predictable little shit. Coaie. I know you. You know shit. Mamă, dacă era dumneavoastră ce mișto era. Mark? Please tell me you can hear me. Da, intră, frate. What? Prins. Can you hear me? Nu, îl ajutăm pe ăsta, frate, dă-l dracu de ușă. Oși, marș, coaie! Mamă, cine a... Bă, vă, asta nu m-am gândit. Și am mai rămas decât ăla, frate. Că marcă în locuiția necunoscută la Ana. No. Let me out! Let me out of here, you son of a bitch! Kate? What did you do to her? Kate! Marș, frate. Ai de capul meu. Oh no. Oh, what's going on? Yeah. My name is Joseph Morello. What is this? I'm a true crime author. If you're hearing this, then yesterday we met and I led you to believe I was Grantham Dumet. I had no choice in the matter. I was asked to do this by the actual Dumet. And now he needs you to do the same thing. And make a call. The number is on speed dial. Whoever answers, you need to tell them that you are Dumet. There's a script in front of you. Use it.
then get them to the island. Wait. What? Mark. Just like do something. I did to you. Ferry them over. Get them into the house. What? I'm sorry. But she said I didn't want to do this, but it was the only way you'd give me back my daughter. I had to get her back. Deci să seama că, gen, practic asta se întâmplă la infinit, frate. Adică crimele s-au... I'm so sorry. Just make the call. Tu zici mă că dacă noi facem treaba asta... Maybe you're stronger than I am. But whoever he has that you care about, they don't have much time. Crimele noi nu se oprească, frate. It's just us. What? We're the only ones who made it. Everyone else is dead, Mark. You goddamn psycho! Just let us go! We won't say shit! Dar cine e băie? Don't do it. Mark, do not. Kate. We don't know who these people are, but he's going to kill them, and we can save them. Let me die. Just... It's okay. I can't. I won't do it. I'm with you, Mark. I'm with you. Aha, muie. Mark. I'm scared. Fuck you. Fuck you. Fuck you. Mamă, că e cea mai urmă, mamă, țin. Ia, cred că cam asta a fost jocul, băieți. Oh, you're here. All good things must come to an end. But how good was the end for our crew? Let's not mince words. Everyone, but everyone, is dead. You somehow even managed to get the dog killed. I didn't even think that was possible. So, rest in peace. Kate, it's a final close-up and cut. It's a wrap. Mark, loyal to the final frame. There's some studio space going spare in Brooklyn, if anyone's interested. Charlie, I'm afraid it looks like Series 2 isn't going to be commissioned after all. Erin. The new girl surprised everyone with her courage, but now she's gone to the great audio suite in the sky. And Jamie, the plug's been pulled and the lights are out. I don't think rewiring the fuse is going to help this time around.
I'll tackle the paperwork in the morning. Can you find your own way out? It was, as always, enlightening. I have no doubt we'll meet again. Oh. In the future. Farewell. Mamă, ce final am ales, mâncați. Earlier this evening, police have confirmed a case of 5 missing persons who appear to all be members of a film crew, Lonet Entertainment, the team behind the Architects of Murder docuseries. Fuck, man. CCTV I like that footage show. Can confirm that the crew were last seen loading into a limousine which has been tracked to this shoreline. At 5 a.m., a police officer was called out to the area after reports of a sighting of flashes from the lighthouse situated on the island across the water. His whereabouts are still unknown. We will keep you updated on any significant developments in what police are describing as a fast-moving situation amid growing concern for the safety of the crew and the attending officer. Holy shit! Remember how my video went viral? How could we forget? You bring it up every chance you get. Just listen to this. I got enough views to win a competition. What did you win? An all-expense pay trip to an island resort for 5. Now I'm interested. Yeah, Mr. Dumet says they're gonna send a limo and everything. What? No. This is gonna be so much fun. What? No way. Mamă, uite-te-vă, mamă. Deci stai, deci crimele vezi că se tot făceau cu aia. Și cu ceilalți. Bă, lume, cam atât cu acest episod. Cred că o să mai rejuc astăzi, o să mai însânoarea de la început, că vreau să iau good ending-ul. Și să aveți cât mai multe personaje, acum știu cam cum te să fac. Așa că ne vom auzi data viitoare cu un alt episod din GTA 4. Așa că m-am pupat, să fiți iubiți. Ne vom vedea data viitoare. Pa, pa. Yes, I have come to get your soul.